Suntem în a doua zi deja. Și mergem să vedem Arcul de Triunf. Aici este adevăratul Arc de Triunf. Acolo în spate este Cristina. Mă zici că ești la pușcărie, frate, cu ușile astea aici. Unde vrei Givescu? Arcul de Triunf, uite acolo. Iar cu primul. Deci foarte tare, ne-am tot rătăcit un pic pe aici. E bine că principesa mea se descurcă mai bine decât mă descurc eu. Dar au foarte multe linii. Unde e vita mea? Nu e vita mea, e săgeată înapoi. Arc de Triunf. Vita mea, ce săgeată înapoi. Sigur? Sigur nu pe aici iese? N-am poftit. Cum? Nu știu, frate, pe unde, că e tare complicată situația aici. Dar ne-am descurcat. Mergem să vedem Arcul de Triunf. Ăsta este originalul, teoretic, în România, în București. Este copia. Ceaușilă l-a copiat. Uite, Arcul de Triunf, da. Vedeți, da? Ceaușescu l-a copiat. Țineți aproape, acum doar vă ajutăm așa câteva din locurile pe care le vizităm. Ieri am fost și am văzut... Ce mai fel? Ce zice Cristina? Să urce mai încet. Auzi? Deci foarte tare, astăzi Cristina s-a trezit în mână cu câine. Un ce era asta? Mă rog, ce era? I-a dat-o... O sfoară cu un cățel în mână și Cristina s-a oprit în loc, s-a uită la câinele în brațe. Da, fraților, ziua a doua. Mâine o să filmăm cam toată ziua. Și apoi, duminică, la prima oră plecăm spre București. Rămâneți aproape, abia aștept să iasă piesa Te-am găsit. Te-am găsit. E vita mea, asta e realitatea. Te-am găsit. Domnul mi te-a dat și te-am găsit. Uite, acolo avem Arcul de Triunf, o de mare. Sau și aici, da. Și acolo și aici. Ha. Haideți să vă arătăm. Deci asta mi se pare de două ori mai mare decât ce avem noi. Imediat o să întorc camera să vă arăt. Uitați cum se bucură francezii. Domnul să-i mântuiască pe toți. Ia uitați câți oameni sunt aici la poză. Acolo se bâție nu știu cine. Ia uitați. Și uitați cât este de mare. Arcul de Triunf. După părerea mea, cred că este de două ori cel din... Și la lățime, uite cât e piciorul de lat. Facem câteva poze și apoi unde am spus că mergem la următorul loc? La biserică, la Notre Dame. Ori la Notre Dame, ori da, mai era un... Da, într-un spre Notre Dame trecem încă prin două locuri. Mai avem două locuri, trebuie să ne uităm că ne le-am notat pe... Așa că Domnul Iisus să vă binecuvinteze și ne vedem puțin mai târziu. Ne-au plecat toți. Da, poftim. M-aș fi ridicat, dar nu știu, în franceză. Să le spun că Domnul Iisus Hristos îi iubește. Și îi iubește cu o iubire veșnică. Și pe cei care cârcotesc și comentează pe aici câteodată așa. Mesaje de alea răutăcioase. Să știți că Domnul Iisus vă iubește. Eu îmi iubesc prin Givesa și Domnul Iisus Hristos te iubește. Chiar dacă mesajul ăla este dintr-o inimă răutăcioasă. Pentru că se văd care-s mesaje dintr-o inimă sinceră, chiar dacă mesajul ăla este dat să fie constructibil ceva. Sau este un mesaj răutăcios din frustrare sau din răutate. Și pe voi să vă binecuvinteze Dumnezeu. Doamne!
Deci o chestie foarte tare pe care am întâlnit-o în Franța, am luat 3 bilete, sunt abonamente pe 3 zile și ce e foarte ciudat e că aici trebuie să-ți pune, pune cum se vadă. Aici trebuie să-ți pui numele de pe buletin, da? Numele de pe buletin și trebuie să mergi să faci o poză, să clipești poza aici. Ca în momentul în care te oprește așa, noi ne-am dus că am găsit aparatul de astea care pot să scrii poza. Poate că toată poza mi-a dat-o. Pe lângă că zici că sunt la pușcărie, dar n-am cum să pun poza asta până în aparat. Mergem spre Concord, suntem la metrou la M1, vrem câteva stații, mergem, facem și acolo, vă arătăm. Noi vrem să vă bucurăm, cei care n-ați fost măcar să vedeți, știu că e plin internetul de toate materialele astea, dar ne bucurăm și ne bucurăm și pentru voi, știu că sunt mulți din America, din Canada. Domnul, să vă binecuvinteze, urcăm un metrou, ne vedem după. Ia uitați, am plecat de aici, aici este... aici trebuie să coborăm la Concord. Gata, dragilor, aici este piața, cum se cheamă piața? Cea mai mare piață din Paris. Cea mai mare piață din Paris, cu o suprafață de 8,6 hectare de teren. Acolo o să avem două clădiri care sunt gemene. Uitați ce frumos se vede. Acolo avem un palat, o avem pe Cristina care fuge din imagine. Acolo avem un palat și mai avem un al doilea palat care este în partea asta acolo. Aici o avem iarăși pe Cristina și aici este Concord, uitați ce frumos. Și de ce nu, imediat acolo avem faimosul Coloseul. Coloseul, gândul la Italia. Turnul Eiffel. Turnul Eiffel, unde am fost ieri și ne-am plucat cu ajutorul lui Dumnezeu. Cam atâta de aici, uitați ce frumos se vede din spate acolo. Ce... cea mai mare, 8,6 hectare. Uite, mine, haideți să vă arăt ceva. Știu că pentru unii o să pară foarte ciudat, dar pentru noi este ca și un simbol, este o piatră de aducere aminte. Cine trece prin Paris știe ce înseamnă tot gardul acesta. Și cu toate aceste lăcățele, ia uitați. Uitați câte lacăte. Ia uitați. Aici. Gândiți-vă că până în capăt este așa. Partea aia alaltă este la fel, aproape. Și haideți să vă arăt și aici. Ia uitați. Uitați câte lacăte. Toți și-au scris numele. Domnul să binecuvinteze toate relațiile astea care sunt agățate aici. Și să facă Dumnezeu ca toate să fie familii strong. Așa că am luat și noi. Vă rog, nu aruncați cu hate. Nu aruncați cu hate. Apropo, și-a luat și Cristina, dar l-a luat în avans. L-a luat de aici. O să și-l pună în momentul în care poate să consolideze ceva. Și-am luat și noi aici un lăcățel. Ia, evita mea, hai să scriem aici. Și ce scriem pe el? Am luat și noi un lăcățel frumos. Punem D plus V. Și apoi îl vom lega aici. Dacă totuși treci prin Paris și nu... noi știm și suntem conștienți că relația noastră și binecuvântarea noastră ne-o dă Dumnezeu, nu o dă lacătul ăsta care... dar este ceva simbolic, nu vă aruncați așa cu hate, da? Domnul să vă binecuvinteze, hai principesa, aleagă acolo, ai scris? Scrie D plus V, îl legăm aici și când ne întoarcem aici peste 10 ani, să putem să ne uităm când venim cu copiii noștri, invita. Venim cu copiii noștri, căutăm lăcățelul, să-i spunem, uite aici. Dar nu știu, dacă știți, odată la 5 ani sau la 4 ani se curăță tot gardul ăsta și se dau toate lăcățelele jos. Deci nu o să mai fie peste 10 ani. Uite, ți s-a făcut drag. Ia. Na, poftim, ia uitați. Deci, Cristina noastră și-a pregătit. Dar ce ai scris pe el? Numele meu, Chris. Na, Chris plus așteptare, cum ar fi. Știi ce dată e azi? Plus așteptare, da? Chris plus așteptare. Nu știu, Vita, e, dacă am venit pe 9, e 10 trebuie să fie. Pune data de azi, da. Nu uitați că mâine, adică sâmbătă, 11, nu? Da,
începe filmările pentru noul nostru clip. Abia aștept. Domnul să vă bine. Să mergem să găsim un loc unde să legăm lăcățelul. Uitați, a scris Vero, a scris pe el depus V. Marker. Să-i dăm markerul. Bro, thanks! Acesta bani acolo frumos cu lăcățele de vânzare. Bun. Hai să vedem. Uite, iubita, avem loc fix aici, uite. Fix aici. Uite aici îl putem lega. Aaa, e greu să băgați, de băgat aici. O să vii mai aproape un pic să se vadă, da? Deci asta îl punem aici. Știm că nu prin lacătul ăsta se leagă iubirea noastră. Iubirea noastră se leagă prin Iisus Hristos. Iubirea noastră se leagă prin Iisus Hristos, da? Uite aici, se vadă. Deci cine vine în Franța, chiar pe centru, pe centru podului, deci nu știu unde se spune, pe centru, e aici, roșu. Și ai mu, avem cheile, principesa mea, aruncă-le, aruncă-le. Gata, pa, pa, piu. Pa, pa, piu. Gata, dragilor, am ajuns și la biserica Notre-Dame. Biserica asta în 2019, dacă nu greșesc, a luat foc acoperișul și acum este în construcții. Uitați cât este de impunătoare. Fața aia a rămas, dar acoperișul a ars, se renovează. De aici o să mergem pe străduța Saint-Élysée cu Amia Brinjivesa. Mergem un pic pe Champs-Élysées și, dar întâi de toate ne oprim să mâncăm și apoi mâine începem filmările. Am uitat aici muzică clasică, n-am timp. Cântă turlăi turlăi. Sunt foarte relaxați francezii noștri. Vă binecuvântăm în numele Domnului, vreau să știți că suntem fericiți, suntem chiar binecuvântați. Eu cel puțin că Dumnezeu mi-a dat-o pe Brinjivesa. Și tu ești? Da. Bun. Hai să filmăm un pic pe asta cum cântă. Uite, au și pian, ia. Sambal și cu... Nu, la bas, e contrabas, pardon. Hai să partăm. Ia uitați, pentru iubitorii de muzică. Premier, cinel și ce e ăla, un contrabas? Contrabas. Și pianul, care îmi place cel mai mult. Cel mai frumos instrument, pianul și chitara, se par mie. Și acolo e Cristina, care s-a dus și gata de lei. Ia uitați. Dragilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am oprit să luăm și noi masa. Mâncăm ceva, este 5-6, probabil că pe la 6 terminăm. Și de aici o să mergem pe Champs-Élysées. Să vedem și străduța aia care este vestita stradă Champs-Élysées. Și apoi ne pornim spre casă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine pregătim un filmuleț care o să fie poate puțin de tot mai lung, în care o să vă arătăm povestea clipului nostru. Deci mâine înregistrăm clipul. Dragilor, Domnul să vă binecuvinteze. Nu uitați că tot ce faceți, să faceți din dragoste, că dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul, dragostea nu vă perindece. Cu voi a fost Daniel Popescu și Brinjivesa, Veronica, și în spate este Cristina, în spatele camerei. Domnul să vă binecuvinteze, ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu mâine.